În anul 2008, ultimul an al guvernului Tăriceanu, am avut de repartizat la acest proiect 400 de miliarde de lei vechi. În vizibilă descreștere, anul trecut am avut de repartizat 210 miliarde de lei vechi, anul acesta avem de repartizat 140 de miliarde de lei vechi. Bine că se termină mandatul, că nu știu ce ne mai rezerva guvernul, dacă am mai fi avut o asemenea ocazie, după alura graficului. Președintele Consiliului Județean Giurgiu a precizat că sumele de echilibrare a bugetelor locale au fost alocate în primul rând în funcție de contribuția autorităților publice locale la cel mai mare proiect al județului, acela referitor la depozitul ecologic. Pe de altă parte, consilierii PNL și cei ai PSD i-au criticat pe colegii lor de la PDL, pentru că au lipsit la ședința trecută când a fost votat bugetul propriu. Stimați colegi, în momentul în care v-ați dorit să deveniți consilieri județeni, v-ați asumat niște responsabilități. Nu puteți avea numai drepturi. Aveți niște responsabilități. Ce se intenționează? Să nu mai aibă lumea căldură? Domnilor, haideți să o spunem clar. PDL-ul este împotriva acestui județ. Anul trecut, până ditirambele pe care le-a avut conducerea acestui partid a promis fel de fel de fonduri la care nu s-a ținut de cuvânt și au fost alocate numai acoliților lor. Așa cum era de așteptat, a fost luată în discuție și atacarea în contencios administrativ de către prefect a bugetului propriu al Consiliului Județean. Sunteți conștienți că nu dați medicamente oamenilor, nu dați, ați văzut că tot trăiesc, tot ne ducem, tot ne târâm. Ați ajuns să le tăiați și acel bănuț de pâine. Sunteți conștienți că lăsați muritor de foame 2000 de familii? Atâta vreau să vă întreb. Puteți să faceți orice efort, cel puțin pentru salariile acestor 2000 de familii care o să-i lăsați muritor de foame. Revenind la proiectul pentru echilibrarea bugetelor, portocalii au votat împotrivă. Avem persoane curioase aici. Poate cineva să argumenteze care este logica acestui vot împotrivă? Nu poate nimeni. Eu, domnul președinte. Vă rog. Colegul nostru de la Comisia Economică nu a putut să ajungă la ședința de comisie și reprezentantul nostru care în domeniu, domnul Viorel Rădulescu, și v-am rugat insistent pentru a evita aceste discuții, nu a primit aprobarea Consiliului Județean. Ce aprobare? Acesta este de a intra în Comisia Economică, domnul președinte. Domnul, acum încă o dată. Ne rezumăm la niște argumente ridicole. Mai bine nu spuneați nimic. Păi, domnul președinte, v-am spus care este motivul. Domnul, ați avut... Matei Cătălin este în Comisia Economică și nu a ajuns la să ședință. Să fie sănătos, aduceți consilieri care ajung. Da. Și că nu e vina noastră. Am dorit să punem un om pe Viorel Rădulescu și să fie permanent. Credeți dumneavoastră că e un motiv rezonabil? Acesta e motivul. Ce înseamnă să nu fiți de acord cu bugetul județului Giurgiu? Înseamnă că primarii dumneavoastră ai Partidului Democrat, care au proiecte, nu mai primesc acea cofinanțare care trebuie să dea mai departe. Înseamnă că dumneavoastră sunteți împotriva locuitorilor din municipiul și județul Giurgiu. Întreaga ședință extraordinară de astăzi a Consiliului Județean o veți putea urmări în această seară, imediat după știri.